Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 2 septembrie 2020. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți spună cine ești. Mamă să i-a pus numele Iaebeț. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9. Numele Iaebeț înseamnă El întristează. Cum ar fi să intri într-o încăpere și să auzi pe cineva zicând: iată că vine întristarea? Sau să auzi pe cineva că te caracterizează drept Domnul Tristețe? Și când te gândești că în ziua în care s-a născut, propria lui mamă l-a numit Iaebeț, pentru că l-a născut cu durere. Dar Iaebeț a refuzat să poarte această etichetă sau să se lase definit de ea. În loc să privească spre trecut și să asculte pe cei ce le etichetau, el s-a întors spre Dumnezeu și s-a rugat: dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și Dumnezeu i-a dat ce ceruse, citim în versetul 10 din 1 Cronici 4. Astfel, Iaebeț a devenit un bărbat onorabil, ale cărui rugăciuni au primit răspuns. Eticheta de pe o sticlă spune care este conținutul ei. Când îi lași pe alții să spună o etichetă, automat universul tău devine prea mic. Și odată ce accepți eticheta pe care ți-o pun ei, începi să crezi că așa ești și că nu te vei ridica niciodată mai sus de atât. Nu! Numai Dumnezeu îți poate spune cine ești. Așa că fă ce a făcut Iaebeț. Mergi direct la sursă, la Dumnezeu. El te-a creat, El te-a răscumpărat, El te cheamă, El te echipează, El îți dă putere, El te răsplătește. Așadar, atunci când oamenii încearcă să te limiteze punându-ți etichete, Dumnezeu intervine și spune: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Așa scrie în Isaia 43, versetul 1. Adevărul este că Dumnezeu te iubește și te acceptă, iar aprobarea sa întrece dezaprobarea oricărei alte persoane.